Am mai spus de multe ori că începând din acest an, din funcția pe care o dețin, o dețineam înainte și care o dețin acum, vă vom transmite dureri, vă voi transmite durerile mele în ceea ce privește curățirea în acest oraș. Ce constatăm acum? Mocirul, mizerie, ca să nu jignez răstoarele prin Răstoarca, ca pe șosele din Răstoarca desfundate, mergem în orașul nostru. Mi-aș permite să le dau un sfat, că pardon dacă mă veți întreba, domnul Bormoi, mâine dacă ați avea administrarea orașului în mână, cum veți rezolva această problemă? Orașul e foarte simplu din punctul meu de vedere. Îmi permit să le dau un sfat. Împărțiți, dragilor, orașul în patru, puneți semne de oprirea interzisă cu anumite ore la intrare pe un segment de stradă, dus întors. Și dacă știu eu că unul dintre dumneavoastră sau eu, din greșeală, parchez acolo, de ce punem semnul, să nu se, de ce nu permitem să se oprească, să parcheze mașini, ca să poată să vină mașinile, nu cu mătoare, vină mașinile, să curiță jegul ăsta, că e ignorat. De 16 ani, iar că se termină cu luni mandatul domnului primar, nu știe să facă curățenie în oraș. Începem cu noi, curățenia, să dăm dovadă de civilizație. Când mergem în alte țări, nu știm ce conducte sunt pe dedesubt. Ne frapează ce civilizație care este scoasă în evidență prin curățenia, prin bunul simț cu care ești întâlnit. Dar noi la fel. Domnilor, pune semnul interzis, scurt am zis, pune semnul interzis, dacă vreunul oprește mașina acolo, eu ridicăm, plătește de lustură, ca să-și poată continua mașina care face curățenie pe segmentul respectiv de drum. Dacă o singură dată pe lună se ajunge, o să avem un oraș curat. Puneți coșuri de gunoi, că nu prea au oameni unde să arunce hârtiile. Puneți ce este foarte important GPS-ul pe mașină care fac curățenie, pentru că eliminează curățenia. Și vă mai spun un secret, domnilor, care vă ocupați de administrarea acestui oraș, aveți grijă, cantități uriașe de carburant se vând. Puneți GPS-ul pe mașini și veți vedea pe unde circulă respectivele mașini. Asta v-am transmis o dorință a mea și nu numai a mea, în ceea ce privește curățenia orașului. Ce se întâmplă, și cu asta închei, ce se întâmplă dacă se usucă mocirea? Evident, va fi praf. Chiar nu știm să ne mai descoperim. Încercăm, prin dreapta pe care ia ca nemic noi cu un partid, suntem totuși un partid micuț, să o coagulăm cu ajutorul, sper, a liberalilor, chiar și a Partidului Democrat, să facem o opoziție și în 2016, dar să trecem de europarlamentare cu un scor cât se poate mai bun, ca după europarlamentare, trecând peste prezidențială în 2016, să putem avea un primar pe care noi să-l girăm, mă refer la dreaptă, și să schimbe fața acestui oraș. Mulțumesc mult!